din cele 35 de mandate în Consiliul Raional Orhei, democrații și liberal-democrații dețin câte 9 mandate, liberalii 6, populară europenii 4, socialiștii 3 mandate, iar PCRM și partidul nostru câte 2 mandate respectiv. Coaliția Pro-Europa a fost constituită de Partidul Democrat, Partidul Liberal și Partidul Popular European, care întrunesc în total 19 consilieri. Pentru alegerea lui Tudor Golub la funcția de președinte al Consiliului Raional Orhei, au votat 26 de consilieri, inclusiv reprezentanții PSRM și PCRM. La 100 de zile după învestire în funcția de președinte al raionului, Tudor Golub consideră importantă crearea unei coaliții pro-europene stabile în Consiliul Raional, ce le-a permis aleșilor locali în cadrul a 5 ședințe să continue proiecte inițiate de ex-conducerea raionului și să înceapă realizarea etapizată a promisiunilor lansate în campania electorală. Ne bucurăm că avem o alianță stabilă pro-europeană în cadrul Consiliului Raional. Prioritate pentru noi va fi educația, cultura, sportul, tineretul, fiindcă acestea sunt cei piloni care pot pe viitor să ducă și la îmbunătățirea situației economice, ca să menținem această stabilitate economică. Deci, în conformitate cu prioritățile noastre, au fost stabilite plata salariilor și menținerea edificiilor care sunt. Plus la aceasta, ne-am propus să finalizăm proiectele care au fost demarate anterior, anul trecut sau cu ceva ani în urmă, sau cel puțin să le conservăm la moment, fiindcă problema este ca noi acum să nu distrugem ceea ce au fost porniți spre realizare. Cetățenii au opinii împărțite privind schimbările și calitatea vieții lor de după alegerile locale. Впервые видим, что два примарь и районный значит, руководитель, они вместе всегда и поздравляют нас. Они вместе, они общее дело у них. И как они обращаются, вы знаете, я хочу сказать о культуре, нам надоело смотреть эти коррупции, у нас этого нет. Вы знаете, у нас нет этих перепалок, мы не слышим это консилиум, так культурно разговаривают. Унирия часто între ei și se văd succesele lor. Cândva nu era așa, simțea o ruptură între conducere. Da, e tot un fel rău. Ce e ghine? E tare rău, nu avem nică ghine. La nivel de raion știu că toți acordă ajutoare materiale, se susțin diverse proiecte, se susțin inițiativa oamenilor, deci se discută cu publicul. Sunt foarte multe momente pozitive în ambele direcții. Datele Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii arată că Orhei este unul dintre raioanele unde sunt concentrați cei mai mulți oameni de afaceri. Raionul Orhei, cu o populație de peste 125.000 de locuitori, este potrivit statisticilor cel mai populat raion din Republica Moldova și are cel mai mare număr de locuri de cazare pentru turiști.